fie, dragi prieteni, începe direct cu viața, ca de obicei, în deschidere, câteva vești bune, știți că îmi plac la nebunie și slavă Domnului, parcă iese un strop de soare. E bine, a scăzut rata inflației aici, în România. O bunicuță de aproape 97 de ani este declarată vindecată după 10 zile de spitalizare la Arad, iar Comisia Europeană apreciază că statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să-și deschidă granițele după 15 iunie, măcar pentru turism. Și mai e ceva, numai astăzi nu e mâine, mâine noapte se deschid parcurile. Mă întorc la un direct cu viața pentru că imediat, sper, sau foarte curând, sper să vă anunț și că se redeschid teatrele și sările de cinema și sările de spectacol. Mai e până atunci puțin. Îndată o veți vedea pe una dintre cele mai iubite și respectate actrițe de la noi, îndrăgostită iremediabil de teatru și mare iubitoare de căței. Despre teatru online, sau mă rog, serial online, despre cum e să fii actor în vremea COVID-19 și mai ales când și care sunt soluțiile, pentru că avem și soluții pentru a vedea actorii noștri preferați în rolurile lor extraordinare, îndată în direct cu viața, vă invit să vă așezați comod și să rămâneți alături de mine. Prima invitată este o actriță cu o forță extraordinară și cu un timbru și cu un chef de viață uluitor. O puteți vedea în serialul, cred că e primul de pe planetă, Discutabil. Filmările au început în urmă cu aproape o lună și jumătate. Despre acest serial online, filmat în bucătăriile unor mari actori, o să vorbim îndată cu Carmen Tănase. Ea este invitata mea. Poate nu știați. A terminat actoria la clasa doamnei Olga Tudorache. A fost colegă de ani cu Ana Pelea. Iubește la nebunie teatrul și căței. Și mai e ceva. Fiul ei, Tudor, e regizor. Hai să vedem ce mai face Carmen Tănase și mai ales care sunt soluțiile. Să-i vedem pe actori pe scenă, iar noi, în sală, uluiți de felul în care ne prezintă personajele. Oameni buni, dragi prieteni, Carmen Tănase, excepțională, o doamnă din toate punctele de vedere, în teatru și în film, dar mai ales în teatru. Aș vrea să pornim discuția de la când o să ne vedem în fața scenei, adică eu pe scaunul meu cu sau fără plexiglas de jur împrejur și Carmen pe scenă, pentru că sunt tot felul de petiții care se fac și aș pleca de la partea bună. Ne pregătim pentru marea eliberare, pentru marea relaxare a restricțiilor și poate că ne pregătim și pentru teatru. Vara asta va fi diferită de alte. Carmen, mulțumesc că vorbești cu mine în direct. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu că vorbesc. Cum ești? Cum ai trăit toată perioada asta? Nu am trăit-o bine. Adică să spun că sunt bine și că mi-am regăsit sinele, aș minți. Nu am trăit-o bine. Și nu trăiesc bine în continuare, pentru că mai mult decât virusul și spaima, mă rog, asta, pentru mine este îngrozitoare lipsa de perspectivă. Adică nouă ne-au luat absolut ne-au luat obiectul muncii și suntem în clipa aceasta niște persoane de care nu prea mai are nimeni nevoie. Și este foarte îngrijorător pentru că nu se gândește absolut nimeni și la noi, la această categorie, nu suntem productivi, știi? Adică nu facem cuie, mașini, ventilatoare. Drojdie, da, nu fabricați drojdie. Și atunci nu interesăm pe nimeni și nici noi văd că nu ne prea mișcăm așa un pic mai, știi, să ne facem puțin mai vizibili, să atragem atenția că suntem și noi pe pământul ăsta și atunci când e unul singur, ăla pare nebun, știi cum e. Așa că tu nu ești, într-adevăr, și îți înțeleg starea. Pe de altă parte, motivul pentru care am început să te sun și te-am sunat constant în ultima vreme este Discutabil. Discutabil este primul serial, cred că de pe planetă, din galaxie, născut în pandemie, un serial făcut în bucătăriile unor mari actori, Carmen Tănase, pe lângă ea Șerban Pavlu, Marius Manole, Vlad Zamfirescu, care de altfel înțeleg ca și Adriana Străgean, Medea. Medea, iată. Deci oameni extraordinari care, practic, când toată casa doarme, ei se duc în bucătărie și joacă, se filmează,
Și apoi ajung, să știi că unul din episoade are 80.000 de vizualizări, adică da, e foarte bine. Știu, asta numai pe o platformă, nu știu, ori pe YouTube, ori pe Facebook, adunate, toate sunt mai multe. Da, nu, singur episod. Un episod a făcut 83.000, asta văd acum. Toate împreună cred că au ajuns la 500.000. Nu, știu asta, dar noi contorizăm episodul, că îl dăm și pe Facebook și pe YouTube. Uh-huh. Și atunci adunăm vizualizările și de colo și de colo pentru fiecare episod. Da. Păi am putea să facem o știre. Când ați avut voi 500.000 de oameni la un spectacol? Măi, nu, e adevărat că nu am avut, dar online nu e cu totul diferit. Na, acum știi și tu că sunt oameni care au milioane și milioane. Numai că acum e oferta foarte mare pe internet și sigur că am fost de-a dreptul onorat, surprins, plăcut de mulțimea de oameni care s-au uitat la noi și mă bucur foarte mult. O să facem și sezonul 2. Normal că o să faceți. Asta nu înseamnă că vine și valul 2. Hai să vorbim puțin despre când ați început. Cum? Ce jucați? Ce, de fapt, și de drept, mi se pare că ți se potrivește atât de tare rolul, cât aș fi crezut că l-ai inventat tu. Ei bine, nu. Nu, dar este un scriitor care ne cunoaște, adică dacă pe ei cunoaște foarte bine, ei lucrează împreună, Vlad, cu Medea, cu Mariu și așa, pe niște spectacole de teatru care fac mare succes în țară, scrise de Alex Popa. Iar pe mine m-a văzut și atunci nici nu sunt greu de ghicit. Adică m-a citit imediat și omul scrie pentru fiecare actor în parte, ceea ce este super important, știi? Am înțeles! Așa. Eu trebuie să-ți spun că după toată perioada asta de 2 luni în care am stat doar cu ochii în tot felul de aparate, că s-au numit telefoane, tablete, calculator, eu și familia mea și cașca mea de prieteni, toată lumea vrea la teatru. Avem nevoie de teatru, avem nevoie de oameni, avem nevoie să râdem, avem nevoie să vă vedem pe voi cum râdeți și plângeți în fața noastră. Deci eu nu cred că povestea asta cu nimeni n-are nevoie de noi, că nu facem măști și drojdie, funcționează. Nu cred. Eu vorbesc de cei care au decizia în mână, nu vorbesc de spectatori. Așa. Că așa, cred că mai greu decât ne e nouă, nu vă este vouă, crede-mă. Noi suntem pur și simplu fără mâini, fără picioare. Ni s-au luat membrele, știi? Nu mai avem cu ce merge, cu ce... E foarte frustrant ceea ce se întâmplă. Așa. Nu, eu vorbesc de ăștia care au puterea de decizie și, mă rog, destinele țării în mână și care nu au niciun fel de preocupare către cultură, către educație, iată, lasă copiii aia aiurea așa să li se încheie mediile oricum. Adică mi se pare așa, eu nu mai am copil de școală și mulțumesc Dumnezeu că am scăpat de coșmarul ăsta, că a fost realmente un coșmar, dar mă gândesc la voi totuși. Așa. Stați cu tabletele, cu programele, cu zoom-urile, cu alea, cu nu știu ce. Copilașii de la țară, amărâți, care se duceau la școală să mănânce cornul ăla, să aibă o masă pe zi la aia, să gândește, mă, cineva, și că le cumpărăm tablete, bă, dar lumină au? Curent? Dar ce mânca au? Știi că un studiu UNICEF sau nu mai știu care organizație a făcut un studiu că peste 200.000 de copii se culcă nemâncați. Ei de mâncare au ceva? Aia, lumină au, internet au, degeaba le dai tabletă dacă n-au cu ce să se lege. Exact. Sigur, discuția e lungă. Lungă, da, lungă, să ne facem la teatru. Și m-aș întoarce puțin la povestea din discutabil, pentru că înțeleg că ați ajuns la episodul 7, nu? Nu, am difuzat și episodul 8, ultimul din sezonul ăsta. Okay. O să mai avem 2 surprize, săptămâna asta și săptămâna viitoare, dar dacă surprize nu spun. Și apoi ne pregătim pentru sezonul 2. Adică a acceptat De Niro. Da, nu, De Niro nu a acceptat, că nu l-am vrut eu. Nu l-ai vrut tu. Nu, dar în schimb a acceptat Pacino, pe care l-am vrut eu. Eu sunt cea mai bătrână din grup și am un cuvânt greu de spus. Am zis De Niro nu, nu, Meryl Streep nu, o să stea la ea acasă, dar Pacino da. Bine. Bun, deci... Trebuie să știți că serialul, încă o dată, e făcut, e filmat de fiecare când filmați, noaptea, dimineața, când e liniște, da, în casă. După 10:30, așa, pentru că ei au copilași și e vânzoleală prin bucătărie și atunci trebuie să se liniștească puțin casele. La mine sunt animăluțele astea care intră în cadru, n-au nicio problemă, dar așa e normal să fie, nu?
Și eu n-am, eu pot să înregistrez la orice oră. Uite, acum, de exemplu, n-aș fi putut, pentru că de o săptămână se sparge cu picamărul trotuarul din fața casei mele. Nu știi ce vacarmi este. Acum au făcut o pauză. Cred că ai vorbit tu cu ei sau ceva. Era stricat trotuarul sau pur nu, și simplu? Nu, era stricat. Nu, era foarte bun. Atunci ce vor să facă? Economia, poate să-ți fac statuie. Economia duduie. Asta, probabil că asta e demonstrația. Nu s-a oprit nimic, economia duduie. Uite. Așa e. Da, să ne întoarcem că, iată, și teatrul în online merge. Povestea de la Discutabil este, de fapt, o poveste a unor actori. Fiecare la el acasă trăiește perioada asta de pandemie sau de pandalie, cum zice un coleg al meu de la radio, cum sau poate. De pandalie, ca să fim tot da. În... Exact. Iată. Înțeleg că în fiecare episod e câte ceva, se întâmplă câte ceva. Și înțeleg că cel mai vizionat, sigur, este primul în care, practic, explicați oamenilor ce și cum. Povestește-ne puțin despre momentele în care tu ai simțit că treaba asta va funcționa și că va fi foarte, foarte bine din punctul tău de vedere. Eu am crezut în proiectul ăsta de când m-a sunat Vlad și mi-a spus de el. Adică din clipa aia când mi-a spus sunt 5, 6, 7 actori câți vom fi în izolare și asta jucăm și ne vedem pe Zoom, nici nu știam ce e aia Zoom, să spun drept, și ne vedem pe Zoom toți și cineva înregistrează, producătoarea noastră, Cristina Dobrițoi, eu am zis, deci eu cred că nu s-a mai făcut asta până acum. Gata, o să merg. O să... Eu am fost convinsă că o să meargă din prima clipă. Deci eu cred că am văzut ce am... Să știi că am dat căutări pe toate motoarele. Nu am găsit altceva decât despre voi. În engleză, în franceză. Nu cred că a mai venit ideea asta cuiva. Sau poate că după voi. Dar foarte știi că s-a arătat interesat un producător italian. Care nu știu ce a mai discutat cu Cristina Dobrițoi, dar vrea să cumpere formatul. Păi nu! Da, și trebuie să mă laud puțin, eu le-am dat ideea să și subtitrăm în engleză, pentru că fiind o problemă universal valabilă, cred că ar interesa și pe alții de prin alte părți și deja înțeleg că s-a subtitrat episodul 1, așa că, na, merge, merge tu ce bine. Joci? Ce joci? Cine ești tu, Carmen? Eu sunt... cea mai bătrână dintre ei, așa. La față de care ei au așa un respect, și sunt în flirt cu unul tânăr, adică cu Manole, dacă poți să crezi așa ceva. Ah, foarte bun! Foarte bun, pentru că Șerban înțeleg că e un ipohondru, îți spun că înțeleg că l-am intervievat și la radio. Da, el este ipohondru. El este ipohondru și crește prepelițe ca să supraviețuiască după pandemie. După criza economică s-a gândit el că prepelițele sunt ok. Și este și el într-o relație cumva așa de la distanță cu Nadiana Sălăgean. Manole este conspiraționistul. Teoria conspirației funcționează, totul e pus la cale și așa. Medea este înțeleaptă și cultă și, mă rog, subțire, așa, o tipă subțire. Și Vlad este jumanfișistul. Hai, bă, lasă că trece. Nu e nicio problemă, într-o săptămână ieșim și așa. Da, mă înțeleg. Deci, noi la început am vrut să fim noi, știi? Adică am zis, băi, de ce nu ne cheamă ca pe noi? Și Alex ne-a explicat, pentru că nu sunteți voi, pentru că jucați niște personaje, te-ți altcineva, ceea ce mi s-a părut mai interesant decât să ne jucăm pe noi, știi? Vinerea la 22 e pe YouTube și pe contul vostru, de contul de Facebook Discutabil, foarte tare mi se pare, trebuie văzut, pentru că da. Este pe, ce sunt, poate îl cumpără Netflix și gata, sunteți foarte bine. Hai să povestim un pic despre, pentru că îmi place la nebunie tonusul tău când ești bine și fericită.
S-a făcut o petiție. Se pare că sunt fericită? Acum nu, da, când vorbești despre teatru și despre rolurile tale și despre colegii tăi, râzi și ești fericită. Și eu pe această Carmen Tănase aș vrea să o intervievez. Nu pe cea tristă. Hai să vorbim puțin. Au rost petițiile astea? Pentru că pe mine două sau trei persoane m-au invitat să semnez despre deschiderea teatrelor în vremea imediat următoare. Aveți vreo teamă? Adică tu te-ai simțit în ordine să te urci pe scenă în fața unei săli în care sunt două locuri lipsă între oameni și chestiuni de genul acesta? Sau mai bine? Mie nu mi-e teamă. Am hotărât să nu trăiesc în teamă orice s-ar întâmpla. Pentru că teama paralizează, stresează, provoacă boli fizice și așa mai departe. Și eu am decis cu mine însă să nu mă tem de absolut nimic. Ca atare, mie nu mi-este teamă. Și lucrul ăsta m-a ajutat până acum. Da, să văd două locuri goale, unul ocupat, ar fi îngrozitor pentru mine. Chiar ar fi îngrozitor. Eu întreb oare de ce nu se deschide stagiunea la grădinile de vară, pentru că există. Iată, grădina Herăstrău, unde eu am fost și am văzut spectacole de teatru. Și mai sunt, presupun, locuri unde s-ar putea pune o scenă. Asta e o soluție. Teatru în aer liber, în parcuri, exact. Spații frumoase. Oricum nu mai pleacă nimeni nicăieri, nu? Așa. Deci, oricum, noi până acum am fost cumva în concediu, că ce să facem la teatru? Că n-aveam voie nici să intrăm. Ca atare vom juca toată vara și abia așteptăm să jucăm toată vara, dacă ne-ar da voie să jucăm. Așa că nu știu de ce nu se poate în aer liber. Că se poate ca piața să fie arhiplină. De ce să nu se poată și să se stea la un spectacol de teatru în aer liber? Pentru că asta cu un scaun ocupat, distanța socială între distanța socială, mă rog, fizică, între actori pe scenă, ni se recomandă, ministrul culturii ne recomandă să nu jucăm Romeo și Julieta, să jucăm Tachianche și Cadâr. El poate că n-a citit toată piesa Tachianche și Cadâr, poate că a citit numai jumate sau nu știu ce, că Tachianche și Cadâr nu sunt numai copii, atâi, ai dreptate, care stau fiecare la ușa lui. Știi? Uh-huh. Adică hai să mai citim și noi o carte, mai punem una pe carte și mai citim când avem, știi ce zic? Că sunt destinele unor oameni și nu e ok să te joci cu ele. Da. Aș întreba dacă te deranjează că, probabil că la un moment dat vom intra în săli, te deranjează că o să mă vezi cu mască? Bă, da. Ai purta? Da, cred. Da, da. Mă deranjează foarte tare și obligativitatea asta de a purta mască, în afară de faptul că sunt oameni care, fără să aibă niciun coronavirus, și acum 3 ani, și acum 4 ani, dom'le, au niște dificultăți la respirație, dom'le, au polipi. Au ceva, nu pot să poarte mască, n-au cum, pentru că se simt rău. Cum adică? Acum am văzut o știre la înainte de a intra cu tine, l-am văzut pe ministrul de interne, care a spus, dacă în metrou ai mască și strănuți, dosar penal. Poftim? Jur. Deci l-am văzut vorbind la, știi la cine? La George Buhnici. Uh-huh. La podcast, probabil. Uh-huh. Deci dacă ești în metrou, nu ai mască și strănuți, dosar penal. Păi, Liana, hai să ne... Bă, frate, eu sufăr de alergie. Tu știi ce zic? Eu acum, că au început și pufeștea să zboare, păi, dar eu trebuie să mă duc în pivniță, să mă bag în pivniță. Că mă poate reclama... Și te duci direct în închisoare, da. Aș fi recomandat oamenilor să sune la 112 dacă văd așa ceva. Să-i reclame pe aia care strănută. Nu cred. Come on! Kafka e mic copil, știi? Apropo de cărți. Mai puneți și voi mâna, mai citiți niște cărți. Orwell, Kafka. Bun. Masca este o chestiune care cumva ne deranjează. Pe de altă parte, și pe mine mă deranjează și grija mea, eu am purtat mască pentru că eu am lucrat toată această perioadă, dar am o grijă în legătură cu copilul meu care are 14 ani și care probabil că va merge la școală, va susține un examen 3 ore cu chestia aia, cum le spui tu, botnițe. E greu de crezut că va rezista la vârsta asta. Așa. Eu nici nu cred că este la bunul simț așa, la logica mea, care nu are nicio pregătire de specialitate, dar la logica mea așa, eu cred că nu e sănătos. Pentru că aia, acum e vara, aia se umezește. În clipa aia așa. Tu respiri, inspiri în masca aia și gura e plină de bacterii și alea îți vin înapoi. Ție ți se pare că e, adică îți spun prostii acum? Nu.
Nu. Nu, ea trebuie schimbată și dezinfectată la jumătate de oră, 40 de minute, sau cel puțin așa era pe vremuri. Acum nu știu cât mai e de important. Nu mai spun de faptul că multă lume folosește aceeași mască. Am pus-o acum, mă duc la cumpărător, mă întorc, o agăț nu știu unde, o pun din nou. Este o recirculare a bacteriilor. Da, trebuie păi să e și 5 lei o mască, știi? E și 5 lei o mască și șomajul e de 1 milion de oameni. Da. Adică, hai, lasă. Că da. Hai să încheiem optimiști această discuție. Aș vrea să te rog să-mi spui când, sincer, te vezi pe scenă. Eu, sigur, abia aștept pe de o parte. Pe de altă parte, crezi că se va modifica ceva fundamental în viețile noastre din cauza asta? Nu. Nu. Cine a fost bun va fi bun, poate și mai bun. Cine a fost rău va fi și mai rău. Sau la fel, în cel mai fericit. Nu ți s-a părut că perioada asta în care oamenii au stat acasă a scos la suprafață tot felul de frustrări și de răutăți? Parcă mi s-a părut că e o epidemie de ură, de oameni care din orice abia așteptau să sară, să muște. Da. Și mai văd ceva, văd între oameni pe care, culmea, că îi cunosc de niște ani de zile, descoper niște mici torționari, mici teroriști față de ceilalți. Adică dacă eu decid așa, trebuie să faci și tu la fel ca mine. S-au amestecat niște lucruri, dar e o discuție lungă și înțeleg că asta e o emisiune de bună dispoziție și vrei să închei cu bună dispoziție, o să mă străduiesc să joc un contraamploa în clipa asta și să spun că, deși nu văd nicio perspectivă, sper să se întâmple ceva, o micu tremur, o zguduială, o ceva și lumea să-și dea seama de ce are într-adevăr nevoie pe pământul ăsta, că nu e suficientă numai mâncarea pe care o bagi în stomac, mai este nevoie și de altă hrană pe care dacă nu o ai, devii pur și simplu un mamifer. Sau, mă rog, te întorci la condiția de mamifer. Da, despre nevoia de muzică. E drept că e cea mai complicată perioadă și îți spun acum nevasta domnului artist care de 2 luni face cântece într-un fel de debara pe care și-a inventat-o într-un colț al casei, în care s-a izolat ca să iasă, în care e nefericit profund de 2 luni, se străduiește să iasă pe undeva și pare că lumină nu prea e. Dar da, cred că zona asta a voastră, artiștilor, veți ieși mai puternici pentru că veți fi mai creativi. Va trebui să găsiți soluții și uși care păreau închise pentru voi. Iată online, iată discutabil. Nu, asta e o variantă. Eu nu vreau să găsesc soluții în locul teatrului. Refuz asta. Refuz, pentru că atâta le trebuie ăstora să vadă, da, lasă-mă că ăștia poți așa. Nu, teatru înseamnă ceva. Teatru este ceva ce nu poate fi înlocuit cu altceva. În niciun online, în nimic. Teatru este teatru. Energia aia dintre actor și spectator, aia trebuie să existe. Dacă nu există aia, s-a terminat această meserie. Punct. În online poate să vină oricine și să spună orice prostie. Și e ok. Are milioane de vizualizări, nu-i nicio problemă. Adică n-am să ajung acum, după atâta vreme de mâncat meseria asta pe pâine, să mă bat cu... pentru vizualizări cu cineva. Nu e ok. Eu refuz să fac asta. Adică prefer să nu mai fac nimic. Mai ții minte la Și alb și negru și gri, când la sfârșitul piesei mi-ai spus că m-ai auzit din sală? Doamne, ce te-a auzit! Da. Alea au fost niște momente. Acum mă uit la, mă gândesc la ele și mai văd și pe paginile de Facebook ale teatrelor, dau spectacole în care am jucat și eu. Și mă uit și am impresia că s-a întâmplat acum 1000 de ani. Și știi că mă bușește plânsul de fiecare dată. E o stare foarte specială, emoțională, pentru că și asta se datorează sau e din cauza lipsei de perspectivă. Asta este. Pentru că dacă aș ști ceva, sigur. Ori, domne, voi veți mai juca la anul în primăvară. Vă știi o treabă. Îți faci un plan. Sau nu veți mai juca niciodată. Copii, reorientați-vă. Cu meseria asta s-a terminat. Și știi ceva. Te doare, dar știi ceva. Or, noi nu știm absolut nimic. De la o oră la alta lucrurile se schimbă, se contrazic unii pe alții, se ceartă în continuu.
folosesc această pandemie sau cum să o numi ea, în scopuri politice și atunci ea, de-aia nici, oamenii nici nu mai cred că există asta. Pentru că dacă ar exista într-adevăr ceva îngrozitor care ne-ar amenința pe toți în egală măsură, eu nu cred că ea ar de nimănui de certuri politice și de fake news-uri. Ce zici? Nu? Adică dacă ar veni acum ciuma bubonică și ne-ar secera pe toți, crezi că i-ar mai arde cuiva să bage fake news-uri pe la televizoare și să se înjure unii pe alții? Nu, că ar sta coasa lângă noi și atunci ne-am unit. Știi? Adică nu, își pierd din credibilitate, subiectul nu mai are credibilitate din cauza felului cum se pune problema. Nu numai la noi, repet, peste tot pe glob, vezi că peste tot e aceeași nebunie. Sau aproape peste tot, unii au fost mai normali. Puțin, dar au fost mai normali. Știi? Pe de altă parte, să știi că unii dintre noi ne-am speriat de cifrele acelea anunțate prin Spania, prin Italia, prin Statele Unite. Unii dintre noi chiar ne-am speriat la început. După care, încet, încet, fie ne-am obișnuit cu ideea, fie am înțeles niște lucruri, fie pur și simplu ne-au amețit cu acest tip de comunicare publică în care acum era așa, într-o oră era diferit, după care se și acuzau că au spus lucruri aiurea. E exact. Greu, e greu. Așa e. Și mă rog, au mai răzbit și niște cazuri pe care le cunoaștem, nu? Pe la urechile noastre, care nu sunt în regulă. Adică deja lucrurile se schimbă puțin. Da, mă rog. Asta este. Bun. Peste vară, în grădina de vară, asta ziceai, că ai vrea și eu așa aș vrea. Adică nu înțeleg de ce nimeni nu propune asta. Eu am văzut repede spectacole de teatru acolo și mi-a făcut o nemaipomenită plăcere să stau sub cerul liber și să-mi văd colegii. La mare nu se făcea la fel pe vremuri, așa la Mamaia și așa, la Costinești, am jucat atâtea spectacole. Sunt soluții dacă vrei să faci într-adevăr ceva, să dai drumul oamenilor să joace. Și mai e ceva, nu numai noi suferim foarte tare, dar noi jucăm foarte mult și în privat. Adică teatrele de stat ca teatrele de stat, că până una alta ele au o subvenție, sunt de la bugetul statului. Dar există producători de teatru privat care au mers extraordinar de bine și au făcut foarte mult bine, pentru că așa oamenii din toată țara au ajuns să vadă spectacole cu actori importanti și spectacole importante și care sunt la pământ oamenii, pe ei nu-i ajută absolut nimeni. Ei au pierdut tot. Câtă vreme vor exista oameni frumoși, și vorba cuiva, nu există nicăieri pe planeta asta civilizație fără artă, eu rămân optimistă. Îți mulțumesc din suflet. Și eu îți mulțumesc, Liana, din tot suflet. Noi românii avem expresia fără ai din ce ai. Artiștii cei mai loviți de pandemia asta, pentru că au trebuit să transforme totul în jurul lor, inclusiv propria lor casă. Ei bine, artiștii pare că găsesc întotdeauna soluții creative pentru a-și ocupa timpul lor, dar mai ales pentru a-și face meseria pe care o iubesc atât de tare. Unii dintre ei reușesc lucruri extraordinare, acasă, în curte, pe terasă. Este și exemplul doamnei pe care o veți vedea în momentele imediat următoare. O cheamă Florentina Mitrea. Este artist plastic și nu numai. Iată ce reușește ea cu mânuțele, dar mai ales cu creativitatea ei extraordinară. Bun găsit tuturor! Bine ați venit în atelierul meu! Este un atelier mic, dar frumos și plin de lucruri făcute de mânuțele astea două. Stau în casă de ceva vreme și pentru că nu mai pot să fiu alături de copiii mei pe care eu îi învăț cum să picteze, cum să decoreze și cum să modeleze, creez tutoriale scurte, dar foarte haioase și spectaculoase. Ce vedeți voi aici este o farfurie banală de bucătărie pe care am făcut o găurică. Găurica asta de aici este pentru a pune un mecanism de ceas. Pentru ce? Pentru ca să măsor timpul care mi-a mai rămas de stat în casă și acasă. Cum facem lucrul ăsta? Pur și simplu luăm o hârtie, desenăm un cerc și încerc o mandală sau
printăm o mandală care ne place și o transferăm pe farfurie cu ajutorul unei coli de indigo. Cu creionul dăm pe hârtie peste toate detaliile copacului nostru. După ce am terminat, ia uitați ce frumos arată. Voi lua un liner negru, care este o pastă acrilică la tub, pentru ceramică și pentru sticlă. Voi avea grijă să dau pe liniile pe care le-am desenat, să nu apăs prea tare pe tub, că altfel va ieși prea multă culoare din tub, dar să exercit suficientă presiune ca să iasă cât am nevoie din tub. Merg încet, nu mă grăbesc și fac pas cu pas tot cercul. După ce l-am terminat, mă apuc să fac câteva punctulețe verzi pe care le voi îmbrăca în liniuțe ca niște arcade de culoare corai. După ce fac și acele liniuțe, trec la pasul următor. Umplu copacul cu flori. Ia uitați că deja începe să prindă contur. Încet, încet, acum punem culoarea corai în formă de arcadă la fiecare punctuleț verde. După ce am terminat de conturat cu linerul negru cercul exterior și am pus câteva picățele verzi și niște arcade roz, voi trece la copacul vieții, cum l-am denumit eu, care este plin cu frunze în formă de inimioară. Copacul voi face verde, iar frunzele le voi face roșii ca niște inimioare. De jur împrejur voi mai pune și alte culori vii care să exprime ceea ce avem noi în suflet. Eu personal mi-am ales foarte multe culori vii care să exprime veselia din sufletul meu, chiar dacă stau în casă. Acum fac orele pentru ceasul meu. Urmează să montez mecanismul și apoi să-i pun o baterie și el va începe să meargă. Mult a fost, puțin a rămas. Atelierul meu s-a apropiat de final. Am terminat de pictat ceasul mandală, copacul vieții. I-am pus un mecanism care funcționează. Am căutat o baterie, am găsit și acum pot să vă arăt ceasul terminat. Sper că ceea ce ați văzut este pe plac și veți avea inspirația și motivația să lucrați și să faceți dintr-o farfurie ceva spectaculos. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o seară plăcută în continuare. La revedere! Oameni buni, vine weekendul cu măsuri de relaxare. Faceți totul cu măsură. Vă doresc să aveți un weekend liniștit, cu soare, cu o plimbare în parc, eventual târziu când aglomerația se va fi dus. Săptămâna viitoare, în direct cu viața, vom vorbi despre alte lucruri foarte interesante, vă garantez. Antonio Guterres, secretarul general al ONU, spunea că odată cu pandemia a înflorit și ura. Despre epidemia asta de răutate și de ură vorbim săptămâna viitoare, dar și despre soarta artiștilor, a păpușarilor, a celor care fac teatru de animație. Am atât de multe lucruri să vă spun și abia aștept să vă văd aici, pe canalul de YouTube al Televiziunii Române, dar și pe contul de Facebook, În Direct cu Viața. Să fiți bine!